Ediția buzoiană a Târgului de Carte Gaudeamus a ajuns la cea de-a treia ediție. Se desfășoară în Piața Daciei până în data de 16 iunie, între orele 11 și 21, iar accesul publicului este liber. Acest eveniment național, care înseamnă Târgul de Carte Gaudeamus, Radio România Actualități, acest târg la Buzău face parte din acțiunea noastră care se numește Buzăul Citește. În fiecare an, și cu siguranță toți copiii de aici, primesc 3-4 cărți, jurnal de lectură, să ține și competiție de lectură anuală. În ultimii 4 ani s-au dat peste 320.000 de cărți gratuit elevilor buzoieni, cărți care sunt alese atent de profesorii de română. Cel mai cunoscut și mai îndrăgit eveniment de acest gen din România a ajuns cu acest prilej la ediția cu numărul 145, palmaresul întregului proiect național derulat neîntrerupt de postul public de radiodifuziune de 3 decenii, include, alături de cele 144 de ediții organizate deja în întreaga țară, peste 3.435.000 de vizitatori și aproape 15.800 de evenimente editoriale găzduite de Târgul Gaudeamus Radio România. Aici în Buzău am găsit o comunitate foarte închegată de oameni care, de buzoieni, de fapt, care își doresc să facă ceva pentru Buzău. Uitați-vă puțin în programul de evenimente, este disponibil pe site-ul nostru www.gaudeamus.ro și veți vedea câte dintre evenimente se adresează publicului tânăr, sunt organizate pentru copii, în scop educativ. Câte evenimente, câte cărți vorbesc despre cultura și despre istoria orașului Buzău și a zonei. Și cred că asta spune totul. Pentru iubitorii de carte din Buzău, organizatorii au pregătit 12 pavilioane expoziționale cu titluri publicate de peste 30 de edituri, mii de volume pentru toate vârstele și domeniile de interes, multe dintre ele foarte recent publicate și încă indisponibile în librării și în rețelele de distribuție.